Salut! Eu sunt Vlad și de 12 ani, într-un fel sau altul, fac și review-uri tech. Îmi place tehnologia, de asta încă vorbesc despre ea. Dar am și păreri ciudate legate de ea. Unor care nu sunt neapărat raționale. Așa că dintr-o discuție cu colegul meu cu care împărțim canalul de YouTube Startup.ro când vine vorba de review-uri, Florin Cașotă, am deschis să pornim o serie răzmeriță, grăceavă, Babardara cu Bucuc și Techno Baramuc. Rubrica aceasta de Hot Takes, în lipsa unui nume mai bun, nu are un nume definitiv. Îi voi zice astăzi, tech sau nu. Mâine mă voi răzgândi sau îmi dați voi un nume pentru ea dacă vă place. E o rubrică despre discuții. Eu pot să spun ceva aici, total aberant. Până la urmă, postăm pe canalul de YouTube și voi puteți să comentați. Poate ne faceți pe noi mai deștepți, poate îi faceți pe alții mai deștepți. Eu am iubit BlackBerry și din când în când intru pe să mai caut să văd cât costă un BlackBerry Key 2. Îmi place iPhone-ul, dar mi-am vândut telefonul meu personal ca să trec la un Nothing Phone 2, pe care l-am vândut ca să-mi iau un Sony Xperia 55 pe care l am vândut pentru un ZTE Nobia Z60 Ultra, pe care probabil îl voi vinde, că e undeva pe aici pe ca să-mi iau un Honor Magic 6 Pro. Deci te prinzi că sunt un pic ciudățel la alegere mele tech. Tech sau nu? Părerea mea de astăzi este că majoritatea jocurilor mobile au devenit un dezastru din cauza răcomiei producătorilor și dezvoltatorilor. Iar asta a dus piața aceea într-o zonă care face bani, dar cu scârbă. Conform datelor globale, jocurile fac în jur de 22.250 de dolari pe zi, în medie. Asta în comparație cu aplicațiile de entertainment, care fac 3.090 de dolari pe zi. Bravo dezvoltatorilor, fără îndoiară. Celor care reușesc, pentru că promovarea unui joc mobil a devenit și ea din ce în ce mai complicată. De ce eu cred că avem o problemă cu jocurile mobile? pentru că titluri extraordinare din punctul meu de vedere, cum este Real Racing 3, pe care nici măcar nu pot să-l pronunți, au devenit practic niște curse de atletism cu jaroane, în care între două curse trebuie să dai schip a 3 pop-up-uri cu oferte exclusive la a cumpăra cu bani reali mașini, pachete suplimentare, skin-uri, monede virtuale și alte. De asemenea, pentru Real Racing, de exemplu, evoluția în joc este una extraordinar de complicată dacă nu dai bani. Jocuri plăcute și pentru care aș plăti realist au devenit o experiență oribilă. Până și cel mai banal joc. Cum este un simulator de supermarket? Da, știu, nu mă judecați prea dur. Ei bine, dacă nu plătești pentru acel joc, măcar aici e destul de onest, experiența e una oribilă din prima. Ca și cum ai pirata un film de pe un site și după aia te să vezi toate reclamele vieții care se deschid în toate browserele vieții. Și după ce ai dat bani pe el, evoluția este o rentă. Și dacă ai vrea să te grăbești, trebuie să te duci în microtransacții dacă vrei să te miști mai bine. Când am pornit la drum, jocurile mobile erau entuziasmante. Astăzi singurele titluri pe care le poți răuda sunt Fortnite, Call of Duty și Genshin Impact mai francize scot niște jocuri pline de microtransacții și a o experiență e mare neplăcută. Mai e și problema că nu știi. Să faci un joc pe console, mai ales că acum ai și Steam Deck și alte dispozitive mai mici, sau să faci un joc pe mobil. Dacă e să faci un joc mobil, creativitatea a încetinit. Arta a scăzut, cred eu. Iar ce a rămas e o colecție infinită de simulatoare care nici măcar nu se chinuie să simuleze entuziasmul. Logica există. Dezvoltatorul gândește un lucru, designerul vine cu ceva, apoi vin specialiștii cu venituri din cadrul acelui studio, oricât de mic ar fi. Unii sunt mai buni decât alții, e o întreagă știință în spatele microtransacțiilor din jocuri, care să te facă să revii, dar să te facă să dai bani fără să te frustreze, fără să-ți blocheze prea mult drumul. Foarte puține jocuri mobile își permit să aibă un preț. Dacă un dezvoltator micuț vrea să lanseze un joc, îl va pune gratis și ori se întreține din reclame, ori din microtransacții. Ori te forțează să instalezi versiunea plătită ulterior ca să scapi de reclame. În venituri, situația stă cam așa, explicată excelent de un utilizator de pe Reddit numit El 100 de persoane plătesc un dolar pe un joc. Așadar, ai 100 de dolari venituri. 100 de persoane, în schimb, descarcă un joc gratuit. 50 de persoane se vor enerva și se vor opri și îl vor dezinstala. Iar 50 de persoane îl joacă și urmăresc reclame generează 12 dolari pe lună, fiecare din acestea. Două persoane cheltuiesc 10 dolari în microtransacții, așa că ai 32 de dolari venite recurent în fiecare lună. În 3 luni ai ajuns deja la venituri de 100 de dolari și acestea vor fi constante. Conform primelor date de la Horrorverse, dezvoltatorii Zener Zone Zero, jocul a făcut 25 de milioane în prima săptămână după lansare. Cifrele sunt aproape identice cu cele de la alte titluri ale studioului, cum ar fi Honkai Star Rail sau Genshin Impact. Honkai a făcut 81 de milioane de dolari în prima lună pe PC și mobile, în timp ce Genshin Impact a făcut 143 de milioane de dolari, dar atunci era și pandemie. Cum face bani Zenres? Jucătorii plătesc o monedă din cadrul jocului și pot cumpăra ulterior personaje sau obiecte. E egal? Total. E enervant? Fără îndoială. Și numai porniți cu FIFA sau EAFC, cum se cheamă acum, și acel mod Ultimate pe care bătrânul din mine îl consideră un fel de casino cu jucători. I may be angry, dar nu sunt Angry Birds. Ce titlu superb era. Și ce cădere monstruoasă a avut. Deci, tech sau nu. Jocurile mobile au fost distruse de microtransacții. Asta e părerea mea. Dacă nu crezi asta, spunem de ce și recomandăm ceva ca să mă joc pe Android. Și sunt curios cât de mult ați cheltuit în jocuri mobile sau cât de mult ați plătit vreodată pe un joc care nu era gratuit. Și nu uitați, știu, unii dintre voi care vă uitați la acest canal vă pricepeți. Nu veți mai multe informații despre acest lucru. Dar sunt și oameni care nu se pricep. Și vrem să dezbatem și cu voi care vă pricepeți și cu cei care nu se pricep. Iar acesta este o rubrică de opinie. Pot să fiu foarte greșit, dar hai să discutăm într-un mod normal. Ca și cum am fi niște băieți la o bere, fără alcool, dacă sunt și minori pe aici. O zi bună!